cele mai uimitoare bărci blindate civile și militare folosite de companii private sau armate din întreaga lume pentru a efectua misiuni de transport de personal, patrulare sau interceptare, atât pe râuri cât și pe mare. Despre aceste lucruri vom vorbi în acest videoclip. Este o barcă tactică foarte rezistentă, care a fost fabricată în Brazilia, concepută pentru a-și proteja ocupanții în cele mai extreme situații. Poate fi folosită pentru a efectua diferite tipuri de misiuni, cum ar fi patrulare sau măsuri de interceptare, cu o lungime de 10 metri, 3,2 metri lățime și are un pescaj de 0,5 metri. Cântărește 6,6 tone și are o capacitate de încărcare de 2 tone. Are două motoare cu 900 de cai putere în total și poate atinge o viteză maximă de 42 de noduri sau 77 de km pe oră. În prezent este în serviciu armatei braziliene. Este o navă de interceptare extrem de manevrabilă, care a fost fabricat în Singapore, concepută pentru a oferi o rază maximă de acțiune și performanță. Poate fi folosită ca navă de escortă sau în diferite tipuri de misiuni de răspuns rapid. Măsoară 11 metri lungime și are spații pentru maxim 2 membri ai echipajului și o pasager. Dimensiunea sa compactă și nivelul ridicat de protecție balistică îl face un aparat versatil și o barcă extrem de sigură. Are 3 motoare externe și poate atinge o viteză maximă de 42 de noduri. Rezervorul de 1300 de litri permite să navigheze timp de 13 ore la o viteză medie de 30 de noduri. Este o barcă rapidă și manevrabilă, care a fost fabricată în Spania, concepută pentru a oferi cel mai înalt nivel de siguranță și confort pentru până la 10 ocupanți. Poate fi folosită pentru diferite tipuri de misiuni, cum ar fi patrula de coastă, măsuri de interceptare sau securitate privată. Are 15 metri lungime, 3,6 metri lățime și un pescaj de 0,5 metri. Are 4 motoare cu un total de 1200 de cai putere și poate atinge o viteză maximă de 60 de noduri. Are o rază de acțiune de 555 de km pe oră, iar cabina este echipată cu armură Stanag nivel 1. Este o barcă agilă și robustă, fabricată în Emiratele Arabe Unite, poate naviga în condiții meteorologice extreme și este echipat cu un sistem de lansare a grenadelor de fum. Poate fi folosit pentru misiuni de securitate maritimă sau operațiuni speciale în apele interioare sau zone de coastă. Măsoară 12 metri lungime, 3 metri lățime și are un spațiu pentru 2 membri ai echipajului și 12 pasageri. Are 3 motoare de 1200 de cai putere. În total, poate atinge o viteză maximă de 50 de noduri și autonomie de 250 de mile marine sau 16 ore. Este un model de înaltă performanță, cu o capacitate mare care a fost fabricată în Spania. Este proiectată pentru a fi versatilă și rezistentă și are spațiu pentru mai mult de 16 persoane. Poate fi folosită pentru patrulare de coastă, misiuni de securitate privată sau operațiuni speciale. Măsoară 18 metri lungime, 4,3 metri lățime și are un pescaj de 0,8 metri. Este echipată cu panou de control avansat și camere termice și vedere nocturnă. Motoarele au 2500 de cai putere în total și pot atinge o viteză maximă de 60 de noduri. Este o barcă versatilă și rezistentă, care a fost fabricată în Finlanda, concepută pentru a transporta trupe marine finlandeze în orice condiții meteo. Poate funcționa în ape puțin adânci, în siguranță, și este folosită pentru operațiuni de aterizare. Are spațiu pentru 2 persoane și 20 de soldați, care pot fi dislocați rapid. Măsoară 14 metri, 3,6 metri lățime și are un pescaj de 0,7 metri. Are 2 motoare cu 800 de cai putere total, poate atinge o viteză de 35 de noduri. Este o barcă de patrulare de mare viteză, care a fost fabricată în Rusia și este proiectată să ofere rezistență maximă și să funcționeze în condiții meteorologice extreme. Poate fi folosită în misiuni de interceptare, evacuare medicală sau transport de trupe în zonele de coastă. Măsoară 16 metri lungime, 4 metri lățime și are un pescaj de 0,9 metri. Are spațiu pentru a transporta maxim 3 persoane din echipaj și 20 de soldați. Are 2 motoare cu 2200 de cai putere în total și poate atinge o viteză maximă de 48 de noduri.
Este o barcă de mare capacitate și performanță, care a fost fabricată în Finlanda, concepută pentru a funcționa în zonele de coastă sau offshore. În orice condiții meteo, poate fi folosită în misiuni de escortă, patrulă sau transport de trupe. Măsoară 20 de metri lungime, 4 metri lățime și un pescaj de 1,1 metri. Este dotată cu sisteme avansate de comunicație și are loc pentru 30 de oameni. Are două motoare de 2300 de cai putere și poate atinge o viteză maximă de 40 de noduri. Este o barcă de patrulare fluvială ușoară, care a fost fabricată în Columbia și este concepută pentru a naviga în ape de peste 1 metru adâncime și poate fi folosită în diferite tipuri de misiuni. Nava este blindată și puternică în armată și are spațiu pentru a transporta mai mult de 40 de ocupanți. Măsoară 30 de metri lungime, destul de lungă, 7 metri lățime și are un pescaj de 1 metru. Are două motoare de 340 de cai putere în total și poate atinge o viteză maximă de 9 noduri. Are o autonomie de 840 de mile marine și este în serviciul marinei columbiene. Și ultima din lista noastră este de o performanță înaltă, cu rază lungă de acțiune, o barcă de patrulare care a fost fabricată de Israel. Este concepută pentru a îndeplini misiuni care necesită interceptare cu viteză mare și manevrabilitate mare. Poate patrula atât în mare mică, cât și în marea liberă și este echipată cu sisteme avansate de apărare. Măsoară 25 de metri lungime, 6 metri lățime, are spațiu total pentru 15 ocupanți, două motoare de 4500 de cai putere în total și poate atinge o viteză maximă de 45 de noduri și autonomie de 650 de mile marine și este în serviciul marinei izraeliene categorie. Cam atât a fost în lista noastră, vă aștept în videoclipul următor, salutare!